Polițiștii și jandarmii au stat toată noaptea pe străzi. I-au oprit pe cei care circulau după ora 23 și au verificat dacă au motive temeinice să o facă. În Craiova, prima amendă pentru încălcarea carantinei de noapte a fost dată la câteva minute după intrarea acesteia în vigoare. Clientul dintr-un taxi nu avea nici mască, nici adeverință. De secundă am uitat de acimea și când aveam lumini. Asta este fapt. Deci asta e pe propria răspundere, aveți? Nu știu, că mergeam să dat cheia acum, uitați. În Brașov, unii dintre cei opriți pentru control au ținut să le spună polițiștilor nemulțumirile lor. Mi se par puțin abuzive, sincer. Cred că în declarație, în declarația dată de guvern ar trebui trecute și situațiile particulare. De exemplu, eu acum am venit după soția mea, tocmai în ideea de a nu o lăsa singură pe stradă. Și în București, primele amenzi au fost date imediat după ora 23. Unii dintre cei sancționați așteptau să fie anunțați personal ce reguli trebuie să respecte. Că nu m-a informat nimeni personal. La TV s-a spus așa, după ora 11, da. din ziua de astăzi, de lunea, în cât tema, din 9 a 11-a, de la ora 11 trebuie declarat pe propria răspundere. Am plecat de la ora 2 de acasă, dați-ne amendă. Asta e legea, respectăm legea. Nu aveți ceva de răspundere? Nu vă auzim? Am întârziat mai mult decât credeam. Speram să ajungem mai devreme. Venim de la șantier. În Oradea, echipele de control s-au instalat la ieșirea din oraș. În cel mai mare oraș din județul Bihor, coeficientul de infectare se apropie de 8 cazuri la 1000 de locuitori. Ce stai în regulă? Permisul buletinul, că nu se asigură. Facem naveta. Da, da. Să aveți toate actele necesare, adeverință, declarație. Da, da, absolut tot. Toate restricțiile rămân în vigoare timp de 30 de zile.